La data de 28 februarie anul acesta se sărbătoresc 91 de ani de protecție civilă în România. La data de 1 martie se omagiază Ziua Internațională a Protecției Civile, iar la data de 4 martie sunt comemorate victimele din cutremurul de la 4 martie 1977. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava organizează cu această ocazie o serie de evenimente și activități menite să dezvolte un comportament preventiv. Astfel, în perioada 26 februarie-3 martie vor avea loc în toate subunitățile de pompieri din județ Ziua Porților Deschise pentru toți cei dornici să cunoască tehnica utilizată de salvatori în misiunile operative și totodată vor fi instruiți cu privire la modul de comportare în cazul producerii diverselor situații de urgență. De asemenea, tot în aceeași perioadă vor fi activități la care sunt angrenate toate serviciile voluntare pentru situații de urgență de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ. Componenta preventivă de la nivelul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență va fi angrenată în distribuirea de materiale informative și totodată vor fi reamintite cetățenilor măsurile și modul de comportare în cazul producerii diverselor situații de urgență. Stop! Căpăim! Foarte bine! Și ne îndoim pe parte ca vântul, da? Ca sau aceea și ne îmbărțim. Ne îmbărțim acum, da? Hai! Ne uităm la linguri, da? Stopăim! Mergem înainte! Hai, mergem înainte! Veniți pe mine, veniți pe mine, pe mine, pe mine! Foarte bine, stop! Stopăim! Foarte bine, stop! Încheiam, ne îndoim ca să aceea, da, ușor, să parte pe alta. Ne învârtim acum, ne învârtim, ne învârtim, ne învârtim, ne învârtim, ne învârtim. Mâinile sus, da, așa este, asta așa este înaltă, ne răsucim, ne rotim, ne rotim în jurul nostru, urmărim lingurițele, da, și stopăim. Stop! Până aici e bine, ați încălzit puțin?